Conform datelor centralizate de către Ministerul Educației, în Maramureș, la sesiunea de toamnă a examenului maturității, s-au înscris 1260 de elevi, dintre care s-au prezentat 900. 246 dintre cei care au susținut probele examenului au luat note cuprinse între 6 și 6,99, 37 au luat note între 7 și 7,99, iar 9 dintre candidați au atins pragul de 8,8,99. În Sighetul Marmației, la Colegiul Național Dragoș Vodă, s-au prezentat la examen 24 de elevi din cei 27 înscriși, promovabilitatea fiind de 54,17%, la Liceul Regele Ferdinand au susținut examenul de toamnă 28 de elevi cu rată de promovabilitate de 39,29%, la Liceul Tehnologic Forestier s-au înscris 53 de elevi pentru sesiunea de toamnă, dar s-au prezentat doar 32, dintre care au reușit să promoveze 25%. Liceul Tehnologic Marmația a avut 144 de candidați înscriși, dintre care 110 s-au prezentat la probele examenului și au promovat în proporție de 17,27%, iar la Liceul Taras Șefcenco au susținut examenul 26 de elevi, dintre care au reușit să promoveze 15,38%.